Salut! Eu sunt Bogdan și în următoarele 7 minute și ceva vă voi arăta cum am făcut ușile din spatele meu. Bun venit la Black Badger, canalul care vă învață totul despre mobilă. Pentru ca ușile noastre să fie relativ simplu de construit, vom porni de la o foaie de ușă cu grosimea de 10 mm, peste care vom lipi de jur împrejur fâșii de MDF cu grosimea de 8 mm. O să folosesc caracet de 3 și cuie de 15 mm pentru a fixa mecanic fâșiile. Cuiele nu sunt strict necesare, însă eu nu am avut timpul necesar pentru a aștepta uscarea completă a adezivului. După ce am curățat cu un șervețel umed surplusul de aracet, am folosit un șpaclu pentru a acoperi cu un chid de cuțit urmele cuielor. Am așteptat aproximativ 2 ore pentru uscarea completă a chitului de cuțit, iar apoi am șlefuit folosind un șlefuitor orbital și hârtie abrazivă cu granulație de 400. Am insistat destul de mult pe șlefuirea canturilor, întrucât acestea sunt părțile cele mai greu de vopsit. După ce am rotunjit rapid colțurile, folosind o freză cu rază de 2 mm, am trecut la vopsirea ușilor. Nu voi insista foarte mult pe tehnica de vopsire, întrucât voi filma un episod special în care vă voi arăta cum să vopsiți MDF-ul pentru rezultate foarte apropiate de cele profesionale. Vă pot spune în schimb că am aplicat 2 mâini de grunt, 3 de vopsea și 2 de lac atât pe fața cât și pe spatele ușilor. De fiecare dată, înainte de aplicarea următorului strat de vopsea, am șlefuit foarte ușor folosind hârtie abrazivă cu granulație de 600. Înainte de a aplica stratul final de lac, am dat rapid găurile de balamale folosind un șablon crack.
Am aplicat apoi cu un rol un strat destul de consistent de grund în găuri. Am evitat astfel eventuale zgrieturi care pot apărea în stratul final. Ca de fiecare dată, pentru instalare, am ales balamalele cu amortizare de la Blum, iar mânerele simple, negre, accentuează designul minimalist al ușilor. Acest proiect a durat 3 zile, însă în mare parte din timp am făcut altceva, întrucât a trebuit să aștept de fiecare dată 2-3 ore pentru aplicarea următorului strat de vopsea. Mulțumesc pentru vizionare, iar dacă acest video v-a fost util, nu uitați să dați like, share și subscribe. Rămâneți pe canalul Black Badger, pentru că în episodul următor vă voi arăta cum să construiți singuri o masă de sudură DIY.